Companiu ar vrea să plece de la FCSB, dar nu unde îl trimite Becali. Italianul s-a înțeles cu o echipă din China. Finanțatorul roșialbaștrilor e nemulțumit însă de sumă oferită de asiatici. Din Turcia are o ofertă mai bună pentru Companiu. Au dat ăia chinezii 100 de mii și noi avem din Turcia de 450 de mii ofertă. Și el, că el vrea să plece în China. Păi, doamna, am ofertă de 450. Nu, domnule, că el nu vrea. Și aș vine atunci să vin la antrenamente de multe. Și să nu mai plece, că nu îl dau cu 100 de mii, nu vreau să-i dau. Mutu a obținut două victorii pe banca CFR-ului, dar urmează să dea cel mai greu test. Se va duela chiar cu fosta sa echipă, Rapid. Sigur, e un mic avantaj pentru ei, pentru faptul că îi cunosc foarte bine pe băieții mei, dar și ei cunosc foarte bine Adi, antrenorul. Și noi le știm pătuți foarte bine, deci ne contracarăm cu aceleași arme. Bergodi nu crede în transferul lui Albungruia. I-a acuzat pe clujeni că au apelat la tertipuri pentru a crea tensiune la Rapid. Eu l-am pasat aici când alte persoane vorbeau de alți jucători, când juca împotriva la acea echipă și vorbeau că îi plăcea un jucător, îi plăcea altul. Consideră un jucător și un om corect și că va da 100%, 120% în acest meci. Greșelile de arbitraj din ultima vreme nu-i sperie pe rapidiști. Au încredere în brigada lui Colțescu. Va fi arbitru nostru, e un arbitru care consideră un extraordinar, unul dintre cei mai buni și sper că dacă greșește, greșește omenește. Inspirat de italianul Costantino de la FCU, care vorbește deja româna, bulgarul Petev de la Universitatea nu s-a lăsat mai prejos. Bună ziua tuturor! Adversara oltenilor, Ucluj, este cea mai bună echipă din deplasare după liderul FCSB. Ca și nitrea, ostaneme concentrirani va всички 90 minute, така и да, от първата минута да търсиме да вземе три точки. Надявам се това матч, който взехме добър резултат в себе си, по-голямо самочувствие и най-важното е да успеем да победим. Clujenii au o adevărată colonie oltenească, Nistor Vătăjelu, Rogulici și Mitrea. Au jucători foarte buni care au mai trecut și chiar pe la noi, dar în teren uităm de prietenii și cel mai bun să câștige. Petev nu a convins încă la Craiova, dar a învățat să fenteze criticile. Znam necui niște, dar po necui păt se prea ce nici znam. FCSB a ratat victoria cu farul după un penalti controversat primit de trupa lui Hagi în prelungiri. Toată lumea a contestat arbitrajul din meciul respectiv, dar Gigi Becali nu s-a alăturat majorității. Dacă nu era varul, vai de capul nostru, după aia făcea fiecare pe capul lui, nu mai se concentra la joc. Acum măcar e varul, se duce, vede că el fește. El săracul, el n-a vrut să dea. A nebunit ăla, că zice la regulament, că dacă e ceva, e clar, greșeală evidentă și clară și vizibilă. Atunci deja îl eclipsa pe ăla, el nu dădea. Finanțatorul de la FCSB a stabilit mare parte din componența play-off-ului. Locul 2 CFR, locul 3 Rapid, locul 4 Craiova. Mai degrabă vedeți pe CFR, pe Rapid sau pe Craiova? Sau două dintre ele, sau chiar toate trei care să fie în luptă cu FCSB pentru titlu? Niciuna, mă, o să fie și aici, pe mă, la final. Mă, sunt 9. 9, da. Și la final o să fie și aici. Sau 15, da. Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu, finanțatorul Rapidului. Niciodată în viața lui nu va putea cât sunt eu în fotbal. Singurul care poate să treacă, să zice, da, care sunt nici ăla, că mă bat și cu ei. Siriac, Urucescu. Și mă bat și cu ei, chiar de-ar investi.